Golden Hour, emisiune alimentată seară de seară la un izvor de optimism. Apa izvoarele Călimani, cu Jesse Baneș la Gold FM. Bună seara, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la Golden Hour. Astăzi am invitat-o alături de mine pe Camelia Pătrășcanu, astrolog, pe care o cunoașteți foarte bine, să discutăm despre aspectele generale ale acestei toamne, toamna anului 2023, dar și pentru fiecare zodie în parte, să vedem cum o să ne priască această toamnă. Sunt multe lucruri în schimbare, sunt multe lucruri interesante pe cer și astăzi Camelia o să le discute cu noi. Bună seara, Camelia, bine te-am regăsit, ce faci, cum ești? Nu ne-am mai văzut de ceva timp. Bună seara, mă bucur să fim din nou împreună. Bună seara și ascultătorilor voștri și urmăritorilor voștri. Dar nu ne-am văzut de ceva timp, dar și am fost foarte ocupată. Eu vă urmăresc pe voi foarte des și am fost ocupată pentru că așa e la țară, așa e la grădină. Acum au venit și lemnele, să mai fac și ceva renovări prin casă. Prin spate poate se vede urmă pe perete. Sunt multe treburi și este o recomandare pentru această toamnă să ne umplem cămara un pic mai, mi s-au aburit ochelarii, să ne umplem cămara un pic mai devreme și mai destoinic, să mai punem un borcan și pentru cei apropiați, pentru că aspectele pe financiar în special sunt destul de tensionate în această toamnă. Asta nu înseamnă că noi nu avem nimic de făcut, avem și noi lucruri de făcut și de vociferat. Este o toamnă interesantă și din punct de vedere financiar și din punct de vedere al îngrijirii și sănătății. Da, avem multe de discutat despre toamna asta. Eu propun să și începem, pentru că lumea sigur e curioasă și, ca de obicei, tu ai foarte multe detalii să ne dai tot timpul și sper să ne ajungă timpul și emisiunea, care e doar de o oră. În primul rând, aș puncta o poziție astrală care începe cu această toamnă, de la finalul lunii septembrie. Acum, imediat, în următoarele zile, luna neagră, final de septembrie, început de octombrie, luna neagră intră în fecioară și aici va sta 9 luni. Și prindem iarna cu ea, practic, toamna-iarna, ne scoatem primăvara această lună neagră. Este un punct sensibil, ea de obicei punctează o lipsă, o nevoie, o foame de ceva. Fiind prezentă în fecioară, foamea este și nevoia mare este de sănătate, de îngrijire, de siguranță, dar mai ales din perspectiva sănătății, pe care o vedem din două aspecte. Unul, pur medical, acolo unde este nevoie de îngrijire și oamenii cu această lună neagră în fecioară încep să abordeze și holist sănătatea, nu doar alopat. Și ne interesează să prevenim, să ne întărim imunitatea, să ne îngrijim așa preventiv mai bine, să ne punem problema mai conștient, mai pătrunzător despre ce mâncăm, cum mâncăm, ce e bun, ce nu e bun, ce e toxic și de unde vine. Deci este o mare preocupare. Nu numai că e o discuție publică asta, mai ales în ultimile zile și mai ales de când copiii au început școala, elevii, studenții au început școala, de când încă e cald și încă este bine, dar știrile căde, ne uităm la ele, mentalul colectiv, memele care circulă și care toate duc în direcția asta, cumva să se țină cald acolo, cărbunii aprinși sub cazanul pandemiei, și sigur că ne punem problema mai mult. Deci în afară de acest nor general, oricum este această poziție astrală care revine la intervale mari de timp. Acum 9 ani a mai fost luna neagră în fecioară și ne dă o anumită preocupare pentru sănătate. Și abordarea, așa cum spuneam, din această toamnă și până în primăvară este holistă. Deci ne interesează îngrijirea, plantele medicinale, alimentația de zi cu zi, dieta zilnică care să ne asigure mai multă sănătate, mai mulți nutrienți, lucruri de genul acesta. Asta e un fond, asta e un tranzit. Apoi, a doua abordare, tot cu luna neagră fecioară, este grija, preocuparea
pentru siguranța noastră ca lucrători, ca angajați la locul de muncă, pentru salariu, pentru siguranță de zi cu zi, cumva. Și este o îngrijorare cu atât mai mult cu cât este și în opoziție cu Saturn în Fecioară. Deci avem 9 luni în față de preocupare la un alt nivel poate decât am făcut-o până acum și o să vă spun de ce la un alt nivel, pentru descurcarea zilnică. Unii își vor pune chiar problema mai serios legat de modificări pe care vor să le facă în viața lor pentru a-și asigura mai bine viața, atât ca sănătate, ca îngrijire, cât și ca muncă, pentru că și munca ne poate afecta sănătatea. Dintr-o dată, ideea asta de sănătate este văzută așa într-un cadru mult mai larg. Stresul, toxicitățile, mediul în care lucrăm, relațiile, dacă sunt bune sau nu, dacă ne place munca sau nu ne place asta pe care o facem, dacă am putea să facem altfel sau altceva, dacă am putea să modelăm un pic mediul ca să ne fie mai prielnic, dacă am putea să schimbăm mediul. Și asta, aceste gânduri mai structurante și mai profunde legate de sănătate și de muncă care ne aduce sănătate, nu numai bani, este văzută și din aspectele, zic eu, de susținere pe care le avem din partea lui Jupiter și Uranus în Taur, până în primăvara anului următor, această combinație de planete. Ele aduc bani. Numai că acești bani pe care noi avem șansa să-i obținem cumva, adică să îmbunătățim felul în care noi muncim pentru banii noștri, să aducem mai mult spor în activitatea noastră astfel încât cu aceeași cantitate de muncă să ne descurcăm mai bine. Cam asta este trendul astral până în primăvara anului următor cu Jupiter și cu Uranus în Taur. Ei, ele ne dau șansa de a găsi cumva soluții, ne fac foarte ingenioși și foarte curajoși, de aceea foarte mulți pot să se reorienteze profesional, de exemplu, mai ales dacă acum se adaugă și niște nemulțumiri, nu doar dorința de mai bine financiar, ci și niște nemulțumiri acumulate. Și este un trend într-adevăr. Pe de altă parte, dar durează. Și acesta durează până la final de primăvară an viitor. Deci niște luni bune împreună cu această lună neagră în Fecioară care ne face cam nemulțumiți de statusul nostru, de condițiile noastre de trai. Oricum ar fi, indiferent ce aleg guvernanții, oricum este această nemulțumire și dorință de îmbunătățire a vieții. Acum însă planetele acestea care, pe de o parte, teoretic, ne-ar aduce un spor până în primăvara anului următor, să avem niște idei geniale care ne fac să ne fie mai dragă viața și munca și ele să se lege mai bine. Și este un proces și rămâne ca fiecare să-l traverseze și să vadă ce soluții geniale găsește. Există o tensiune care se creează în următoarele luni, astea de iarnă până la Crăciun, între Pluto și Uranus. Aceste tensiuni se vor accentua și ele de asemenea și cumva pot indica faptul, și între Destin și Pluton de asemenea sunt niște tensiuni și indică faptul că sunt niște luni foarte fierbinți în care oamenii sunt un pic mai atenți la drepturile lor de viață, de alegeri, de libertate de alegere, dreptul lor la siguranță și pot exista niște voci mai puternice în raport cu autoritățile, indiferent ce numim autoritate. E clar că suntem într-un turbion cu multe schimbări, el continuă până în vara lui 2025, din vara lui 2025 nu mai avem aspecte astrale care să ne permită să facem niște switch-uri, niște schimbări majore. E un fel de aliniere astrală, foarte multe relații bune între planete, semn că se așează niște lucruri. Cum până se așează? Din vara lui 2025. Semnele sunt și din vara lui 2024, sunt și alegeri, în fine. Sperăm.
Cum se așează aceste lucruri depinde foarte mult de felul în care noi reacționăm acum, ce băgăm noi în sistem, ca și acțiuni civice, ca și voci, ca și mesaje, viziune, alternative pe care le gândim și le creăm, felul în care dezbatem marile idei care circulă, marile trenduri, marile decizii care se iau la nivele de conducere. Și e important să avem o voce. E așa și pe online, tot e bine. Dar teoretic nu avem poziții rele pe hartă. Avem poziții care ne dau preocupare, interes, întrebări, probleme pe care ni le punem, dar cu scopul de a fi mai esteți și de a găsi, mai practic și de a găsi soluții. Deci se vede cum ar veni o pandemie pentru această toamnă, un lockdown, astfel de lucruri despre care se vehiculează deja, atât în online, cât și în mass media, peste tot. Tu ce vezi? Știu că se discută foarte mult despre asta, eu nu văd asta. Însă nu văd asta. Nu văd să existe materializarea acestui lucru. Nu mai sunt aspectele din 2020 sau și nici în anii următori, tot 2021-2022, când s-au mai încercat lucruri de genul ăsta. Nu mai sunt aspectele astea. Însă sunt niște probleme care se ridică la nivel de comunități, colectivități, mai ales pentru angajați și lucrători. Deci probabil niște condiționări legate de accesul la muncă există. Și aici poate să fie ori vaccinul, ori vreun alt act administrativ, sub un pretext oarecare, lucruri de genul ăsta care ne obligă să ne regândim, poate, viața în funcție de dependențele pe care le avem față de sistem și eliminarea cât mai multor dependențe față de sistem, unde lucrăm, cât depindem de banii aia, ce mai putem face altceva pe lângă asta, pentru că dacă depinzi foarte mult de un sistem, vei accepta orice regulă. Cu cât depinzi mai mult, cu atât îți pui chezășie libertatea și accepți orice regulă. Cu cât găsești căi de alternative și de a fi mai puțin condiționat și mai puțin dependent de la muncă, bani, aprovizionare, acces la sănătate, felul în care îți gândești viața cu totul. Sigur că nu toată lumea poate să fugă de presiunile unui sistem, mai trebuie să mai rămâne cineva și mai și lupte acolo. Putem fugi goli orașele și fugi în munți, este foarte adevărat. E important însă ca unii să o facă, ca să poată să asigure spatele și altora care nu pot face. E adevărat că e bine să existe mici producători, insule de mici producători, astfel încât să mai avem acces măcar pentru copii la o hrană curată, pentru că asta este o mare întrebare pe care ne punem. Este adevărat că e important să ne mișcăm cât mai liber și pe distanțe care nu sunt restricționate, astfel încât să avem acces la lucrurile acelea bune care poate nu sunt în orașe. Legat de războiul care este și conflictul care este aici la granița noastră, vezi să escaladeze lucrurile, să se ajungă și pe la noi? Pentru că în mass media din nou vedem tot felul de drone care aterizează, adică apele sunt tulburi. Da, și un an jumate cât stă destinul în berbec, care n-a intrat de multă vreme, deci cam un an și jumătate, cu această axă berbec-balanță este mai curând axa negocierilor, care probabil vor fi foarte fierbinți și foarte strânse, dar nu bubuitoare, din punctul meu de vedere. Și eu nu văd război, cel puțin în sensul clasic, comunității civile bombardate și vieți pierdute în sensul ăsta. Nu văd nici la nivel de armate și de locuri unde armatele clasic se confruntă. Nu, însă este o foarte fierbinte axa diplomatică, axa negocierilor. Nu este nimic sigur acum. Lucrurile sunt într-o ca la pâine, în malaxor acum. E suficient să pui o picătură de colorant și toată coca se schimbă și fiecare va pune câte ceva. Chiar dacă ni se pare că jocurile sunt peste capul nostru și sunt la un nivel atât de înalt, intangibil, încât degeaba mișcăm noi în front aici, în băncuța noastră, nu putem face nimic, nu este chiar așa.
pentru că noi suntem, ei sunt câțiva și noi suntem milioane, miliarde. Felul în care gândim lumea de mâine, în care nouă ne-ar plăcea să trăim, este foarte important. Cum o gândim, cum o vizualizăm, cum o celularizăm. Pentru că și noi creăm un tsunami energetic prin felul în care ne raportăm la viitor. Să nu le dăm mai multă putere decât au prin teamă, prin girarea convingerilor noastre că numai unii decid pe planetă și că asta noi nu putem schimba și că ei nu sunt zdraveni întotdeauna la cap și că nu decid lucruri foarte bune pentru noi, să nu girăm lucrul ăsta. Da, se întâmplă, dar adică se întâmplă să vedem niște efecte ale unor oameni care se joacă pe planetă cu viețile oamenilor inclusiv. Vedem asta, am văzut asta în pandemie, vedem asta acum. Nu putem să luăm de urechi nici pe Zelenski, nici pe Putin, nici pe Biden, deși poate ne-ar veni. Nu putem scutura de guler pe nimeni, nu putem să facem apel la rațiune, nu putem să-i întrebăm, dar voi nu aveți copii, nu trăiți și voi pe pământul ăsta, nu vă pasă dacă totuși împrăștiem din aer lucruri sau dacă bombardăm o uzină nucleară sau dacă ne înarmăm ca nebunii. Adică nu avem această putere, este foarte adevărat, însă ce putem face este ca să fim conștienți de ce se întâmplă, pentru că băgarea capului în nisip nu ajută. Important este să dăm un anumit tip de energie informată și noi în acest sistem, de aici, de pe canapea, de unde noi vedem lucruri, că la știri, că pe net, că simțim lucruri. E foarte important cum ne raportăm la lumea de mâine și cum vrem noi lucruri. Nu putem fără să dezbatem problemele cu prieteni, pe net, în grupuri mai mari, în emisiuni. Trebuie să ne implicăm și să ne pese prin acțiuni. Cât mai putem, cât mai putem, că vine de regula de la... Putem la nivel organizat așa online, totuși fiecare are un cap la purtător și gândește în pătrățica lui și acolo în mediul lui cu oamenii cu care comunică, gândește lucrurile. Nu le putem lăsa netaxate. De ce? Pentru că exact ca în fizica cuantică, experimentul evoluează în funcție de atenția experimentatorului, privitorului. Deci nu putem să ne luăm privirea de la lucruri. Trebuie să fim acolo, dar fără frică, cu detașare, cu serenitate și să judecăm și noi lucrurile și să avem o opțiune. Se poate face așa, e mai bine așa, mi-ar conveni așa. Adică chiar să formulăm o opțiune, nu doar nu e bine asta. Cum? Se discută despre corupție. Dar cum am vedea noi un funcționar public, un ministru necorupt? Cum ar trebui să fie ăla? Să avem o viziune în cap despre cum ar trebui să fie. E da. Foarte important să creăm o lume paralelă, o lume alternativă. Întotdeauna nu mai e suficient să spunem aia este incorrectă. Important e să începem să ne formulăm asta este corect, în legătură cu toate problemele. Cu educația, comportamentul profesorului față de elev, comportamentul familiei față de copil, comportamentul în societate, drepturile pe care le acordăm, cum conviețuim unii lângă alții, cu gusturi diferite, opțiuni diferite, dar într-o libertate toată lumea de expresie a ceea ce este, fără să se deranjeze unii pe alții. Care-i formula? E bine ca în capul nostru să găsim o formulă, nu doar să spunem asta nu e bine. Bine, dar cum e bine atunci? Cu cât avem o claritate mai mare legată de mersul societății și binele ăsta comun care integrează mai multe bine al tuturor, al multor altor persoane, cu cât în capul nostru este mai clară această viziune, cu atât are șanse ca la un moment dat ea să se materializeze prin faptul că la nivel de frecvențe bruiază cumva ca liderii să-și pună doar viziunea lor în practică. Cum o bruiază? E posibil, și am mai spus-o pe asta, chiar din blocul liderilor de putere să se splituiască, să se spargă fracțiuni, fascicule care pot avea o altă opțiune și care pot fi hrănite de această energie a noastră a unei noi viziuni.
Cum putem Da, face să avem, Camelia, o viziune nouă și bună, având în vedere că toamna asta a venit peste noi, nu știu, ca un uragan, cel puțin în România. Am văzut doar dezastre, explozii, tineri care omoară alți tineri, drogați, substanțe interzise pe la polițiști, spitale care iau foc. Vom avea în continuare așa o toamnă care clocotește cu evenimente din acestea extreme și nenorocitoare? Au fost multe planete în leu care nu s-au înțeles cu cele din Taur. Astea sunt semne fixe. Iar planetele din leu, lunile astea de final de vară, a doua jumătate a verii, cu toate festivalurile, cu toate, că de acolo a început, cam din vară a început, exact când multele planete au traversat leul și acum la început de octombrie iese și Venus și se cam termină cu marile tranzite, cu retrograde în leu. Deci leul a fost foarte activat. Leul este o zodie care aduce dramatism, aduce reflectoare puternic aprinse pe scenă. Deci s-au aruncat aceste evenimente în piață, trăim într-o lume terifiantă, se întâmplă lucruri pe planetă, ceea ce noi știm, și s-au aruncat aceste lucruri înspăimântătoare și plaja este foarte largă, tot felul de evenimente terifiante. Dar la început de octombrie se termină cumva cu nevoia asta de dramatic cumva. Și rămâne prezentă și activă în octombrie mai mult axa negocierilor diplomatice. Și vom auzi tot felul de lucruri, nu atât de înspăimântătoare, spun eu. Începe discernământul prin aspectul bun Marte-Saturn la început de în prima jumătate a lunii octombrie, un pic de discernământ și de înțelepciune să se facă simțită. Și tonul va fi schimbat. Deci da, vara a adus aceste știri, cu intenție sunt puse în față. Dacă suntem un pic atenți, vom vedea și alte știri că există și te întreb, domnule, dacă ai așa o nenorocire pe planetă, cum ai reușit cu nimeni să mai facă lucruri? Nu știu. Să mai facă lucruri în plan artistic, în plan social, în plan profesional, să mai facă vacanțe. Că nu sunt numai știrile astea. Da, de ce se dau numai asta? Și de ce se dau numai asta? Asta prin redacții este cultivat de foarte multă vreme, de peste 20-25 de ani, este cultivat în redacții lucrul ăsta. Ni s-a format deja gustul pentru patetic, pentru dramatic, pentru intens. E ca atunci când te obișnuiești cu foarte picant și dintr-o dată un aliment obișnuit se pare sălciu, dar el e așa cum e, corect în felul lui. Deci ne-am fost desensibilizați de la știri normale și pozitive și bune. Trebuie să le căutăm noi cu lumânare acum. Da. Lucrurile astea sunt programatice. Eu nu văd război și bombardamente asupra civililor și orașe de unde pierd oamenii sau fug și așa mai departe. Văd și, cum să spun, nu război mi se pare atât de îngrijorător care este localizat. Îngrijorătoare a fost pandemia și este în continuare pentru că e globalizată și s-a văzut că au existat regimente care au bătut și regimentele guvernamentale. Asta mi s-a părut îngrijorător și mi se pare îngrijorător felul în care nu avem niciun fel de dialog cu instituțiile și nu numai noi, peste tot în lume, cu instituțiile statului pentru a înțelege ce se întâmplă pe cerul nostru, pe pământul nostru, în apele noastre, cu mâncarea pe care o mâncăm și o găsim în magazine. Nu avem niciun dialog cu aceste instituții ale statului, nimeni nu prea are, toată lumea se întreabă, există cercetători independenți, profesioniști, medici, farmaciști, care cât pot fac și ei investigațiile și analizele lor și nu mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg nimic de ce se pun tot felul de substanțe în alimente, ce se întâmplă cu norii care nu mai sunt nori și tot felul de lucruri de genul ăsta. Da. Această lipsă de dialog și acest sentiment că suntem tratați ca fiind mici doar pentru că unii au ajuns la butoane, cum or fi ajuns, că nu de genii au ajuns,
se folosesc însă de oameni geniali, care până acum și-au dat acordul, poate nici n-au știut ce cercetează, dar cineva a unit aceste subiecte pe care le-a cercetat și le-a asamblat, pentru că asta este marea surpriză a foarte multor medici și oameni de știință care vin acum cu tot felul de investigații, vin acum cu tot felul de răspunsuri, cu tot felul de cercetări și cu tot felul de informații. Da. Camelia, să discutăm despre fiecare zodie în parte, ca să avem timp destul, să nu ratăm pe nimeni, să nu se mai supere în comentarii cei care ne ascultă. Da, o să facem lucrul ăsta. Ce mai, ca așa, ca o concluzie înainte de a trece la acest aspect. Și trecem, da. Da. Că este important să ne reinventăm, să nu ne fie teamă să ne reinventăm. Deci dacă ni se ajungem la concluzia, pentru că asta o să fie o preocupare pentru noi, să eliminăm toxicitățile din viața noastră, lucrurile și la nivel psihologic, și la nivel relațional, profesional, financiar, de mediu, geografic și așa mai departe. Să nu ne fie teamă să facem schimbări mari până în primăvara anului următor. Că schimbăm casa, că schimbăm profesia, că schimbăm orașul, că schimbăm relațiile, că schimbăm mediul, gândirea, prioritățile. Să nu ne fie teamă să facem aceste schimbări. E vorba până la urmă de viața noastră și viața este o experiență, este o călătorie, este o aventură, oricând se pot întâmpla lucruri. Apoi să fim mai grijuli cu sănătatea, în sens de prevenție. Să fim mai atenți ce punem în farfurie și de unde procurăm. Să analizăm câtă dependență avem de sursa alimentelor din farfurie noastră, să căutăm surse alternative sau să ni le dăm. Să fim un pic mai atenți la alimente care conțin mai mulți nutrienți. Tot ce este verde, tot ce este viu, germenii, vlăstarii pe care îi putem crește și noi în jardiniere, pe balcon, eu am făcut-o. Sigur că nu ți asigură toată hrana, dar aduce un aport de hrană vie. Nu știu, am avut 3 luni când am crescut în toate jardinierele, la toate ferestrele pe care le aveam și aveam un balcon foarte mic, dar alții poate au mai mult noroc, deci la toate ferestrele jardiniere în care creșteam iarbă de grâu, adevărat ai nevoie de niște pungi cu grâu, și grâu încolțit am consumat, el se consumă cu măsură, este extraordinar de bun, dar din iarba de grâu mi-am făcut lanuri de iarbă de grâu pe care le transformam în suc. E un mic aport de nutrienți, dar e o diferență extraordinară. Și din piață sau sub formă de pulbere. Deci sănătatea va fi o preocupare pentru noi și va trebui să fim un pic mai conștienți. Apoi să încercăm să fim comunități, grupuri comunitare mai unite pentru a ne susține punctul de vedere. Deci să ne implicăm un pic mai mult atunci când sesizăm că sunt niște probleme, că există prea multă tăcere guvernamentală, că nu ni se răspunde. Să ne asociem noi, cei care avem puncte de vedere, care punem anumite întrebări, să ne susținem mai mult între noi. Pe de altă parte, nu este deloc rău să fim un pic mai activi în dialogul nostru cu autoritățile și să le tragem de mânecă. Cum sesizăm că avem o întrebare sau ridicăm o problemă, da, să începem un dialog, să fie așa ca un... Face parte din viața cotidiană. Trimis mail la instituții. Trimis mail cu întrebări la instituții. Da, trebuie să facem lucrul ăsta. Așa, și da. Pentru că altfel, dacă punem problema așa, de a fi mai implicați, de a fi mai atenți, de a fi dispuși să facem schimbări, dar nu ne mai speria de lucrurile care se întâmplă, nici să nu ne ascundem de ele, nici nu să ne îngrijorăm că aoleo, am mai auzit nu știu ce, da, o să tot auzim până în vara lui 2025 când lucrurile se așează, o să tot auzim de multe lucruri, că de-aia auzim, să avem și noi o opinie și în capul nostru o alternativă și să cultivăm o alternativă. Da, pe de altă parte, planetele ne susțin să avem curajul să facem schimbări și cine va face aceste schimbări și am mai făcut aceste recomandări. Încă este timp pentru cei care vor să-și facă cursuri profesionale, să obțină o diplomă, să dobândească o altă meserie, să facă cât mai repede. Cei care au nevoie de autorizație, avize pentru lucruri practice, că e vorba de casă, că e vorba de firmă, să le obțină. De asemenea, cei care lucrează și au nevoie de anumite ustensile sau tehnologie sau aparatură, să le obțină și să le pună la lucru. Deci lucrurile astea care țin de asigurarea vieții și a muncii să se întâmple
repede. Bun. Și cămara plină. Trecem la zodia. Da, și trecem la zodia. Pentru... Avem 30 de minute, îți spun de pe acum ca să știm cum ne încadrăm, ca peștii și vărsătorii să, și capricornii să nu lase comentarii negative, că de ei n-au apucat să discutăm. Hai să vedem cum reușim. Berbecii au un octombrie foarte relaționist. Probabil multe întâlniri, vor avea mulți berbeci sentimentul s-a mai întâmplat cândva, a mai trecut prin asta, cândva a mai fost pus în situația asta, mai ales în luna octombrie. Și de data asta trebuie să fie un pic mai înțelepți decât rândul trecut. Au destinul în semnul lor zodiacal, de aceea sunt ajutați să treacă prin filtru personal tot ceea ce simt și să se întrebe dacă chiar ei doresc un anumit lucru, simt, vor, e bine să facă un anumit lucru, îi reprezintă să facă un anumit lucru, mai ales în octombrie vis-a-vis de relații. Și experiența trecută, cu rezultate bune sau rele, îi învață mult cum să procedeze acum în contact cu alte persoane, că e vorba de partenerul de viață sau de altcineva. În noiembrie este o preocupare legată de bani, bani pe care vor să-i obțină fără mult efort. Deci e vorba mai mult de eficientizarea activităților, pentru că ei stau bine pe finanțe până în primăvară, au șansa să facă un salt financiar, dacă nu în toamna, iarna asta, atunci în primăvară. Iar în noiembrie le poate veni o idee despre cum ar putea să-și eficientizeze un pic mai mult veniturile, activitatea, să facă niște investiții mai bune. Finalul de an îi poate găsi cu planuri mari, călători, plimbăreți, poate cu gust de aventură sau de întâlniri inedite. Însă, de asemenea, în ultimele zile ale acestui an, intrăm deja în iarnă, au planificările făcute și sunt puși pe treabă, nu întârzie foarte mult. Apropo de discuții financiare, e bine să fie foarte diplomați acum, la început de toamnă, să cunoască eticheta, să cunoască protocolul, astfel încât să se adreseze cu multă afabilitate, cu multă diplomație și prestanță tuturor oamenilor cu care ei au de negociat, de discutat. E foarte important ca să-și netezească cărarea către reușită. În plan sentimental nu există aspecte deosebite, tocmai iese Venus din Leu, deci de octombrie scade foarte mult nevoia asta de vizibilitate, de atractivitate și sunt foarte puși pe muncă în octombrie și noiembrie și pot avea rezultate foarte bune, simt nevoia cumva să recupereze, îmi spui tu când trebuie să trec la Taur, simt nevoia să recupereze timpul pierdut, astfel încât, știu eu, lunile mai puțin eficiente să fie bifate cu o muncă foarte mobilizatoare, așa, în octombrie și noiembrie. Relații bune și cu lucrătorii de care au nevoie sau diversi specialiști pentru a repara diverse lucruri. Bună lună pentru sănătate octombrie, pentru berbeci, mai ales dacă abordează holist lucrurile. Pentru Tauri. Da. Pentru Tauri, octombrie este foarte muncitoare și implicată luna. Corectează foarte multe din atitudinile lor profesionale greșite sau din modul greșit în care au colaborat cu diverse persoane. Unii își recuperează drepturi, alții oferă drepturi dacă au greșit în sensul ăsta. Oricum, se pot face foarte multe reparații. Foarte multe schimburi de cuvinte explicative în octombrie. Și preocuparea cea mai mare este legată de muncă. Din octombrie, de asemenea, și un Venus instalat în Fecioarele își face foarte creativ în plan profesional și cu idei bune, cu chef de lucru. Deci aspectul ăsta ingenios, muncitoresc ingenios, este foarte prezent pe harta lor. Însă, mai ales după 15 octombrie și luna noiembrie, poate fi un pic tensionată în plan personal. Orgoliul lor își spune cuvântul, nu e prima dată când se întâmplă și e bine să-și cunoască drepturile, dar să-și cenzureze furiile, pentru că pot izbucni destul de puternic. Posesivitate, gelozie, au nevoie de libertate, nu vor să fie foarte săcăiți.
își impun regulile, dar trebuie să dea și drepturi celui de lângă ei. Apoi, pe final de noiembrie, sunt și ei preocupați să-și eficientizeze activitatea, astfel încât mai curând, dintr-o manipulare inteligentă a actelor, a unor demersuri juridice, să câștige mai mulți bani de pe urma investițiilor făcute ca muncă și ca bani până acum. Deci cumva să-și eficientizeze. Găsesc niște scurtături juridice, astfel încât munca lor să fie mai sporită sau depozitele lor financiare să sporească. Preocupare există. Poftim? Trecem la gemeni? Mai zici ceva? Nu să-mi spui că mă... Așa. Pentru gemeni, octombrie poate fi o lună foarte frumoasă în plan sentimental. Întâlniri frumoase, discuții bune, sunt susținuți. Multe reîntâlniri, aș spune, și de aceea pot exista și multe vindecări sentimentale cu ocazia asta. Au punctul de karmă în zona iubirii, semn că au șansa să repare foarte multe situații din trecut, poate cu aceleași persoane sau doar situațiile sunt similare cu cele din trecut, în care atunci n-au procedat foarte bine. Au fost prea distanți, prea cinici, prea lucizi și în probleme sentimentale poate e bine să fii și sensibil și vulnerabil și afectuos și tandru. Ei bine, luna octombrie este o lună tandră, este o lună de contacte umane, nevoie de căldură, de îmbrățișare sau de acasă, un acasă pe care îl caută și caută compania persoanelor în care, lângă care ei se dezvolți și sunt în largul lor. De aceea spun că pot exista multe întoarceri la un cuib pe care fie l-au părăsit, s-a stricat, de care s-au distanțat și de care le este dor în acest moment. Le-i dor de iubire, dar iubirea aceea mai mult conjugală, casnică. Și poate cu ocazia asta fac mai multe gesturi drăguțe sau reparatorii față de persoanele iubite. Noiembrie e o lună de muncă, de implicare, au chef de lucru. Cred că își prelungesc vacanța asta de vară sau starea e de vacanță în octombrie, dar în noiembrie muncesc de rup. Și au și rezultate foarte bune, mai ales finalul de noiembrie, cu recunoaștere, cu, poate și cu salariu bun, dar n-aș zice că urmăresc neapărat lucrul ăsta. Însă au recunoaștere și au apreciere pentru munca lor, pentru cunoștințele lor. De asemenea, noiembrie, decembrie pot fi luni bune și pentru sănătate, pentru sănătatea lor. În primul rând pentru că pot identifica o problemă și în al doilea rând pentru că pot identifica un specialist. De fapt, nu este unul singur, sunt mai mulți pe care îi caută, asta pe final de toamnă, se consultă cu mai multe persoane în diverse probleme importante, caută mai multe opinii și de inteligența lor de a conecta datele și de a face un tablou mai larg, depinde soluția pe care o găsesc. Pentru RAC, toamna aduce în octombrie o mare preocupare pentru casă, pentru bună armonie în cămin. Sunt mână fermă, nu vor să derapeze lucrurile. Sau poate altă dată s-au abținut să intervină, dar de data aceasta intervin. Fie că e vorba de casă și confort, fie că e vorba de relații de familie. Relațiile cu socrii, pentru mulți raci, pot fi clarificate cu această ocazie, discuții și conjugale cu această ocazie sau un parteneriat pe care l-au cu o persoană din familie și cu care vor să stabilească niște lucruri pentru confort și siguranță. Și sunt foarte implicați în aspectele astea, mai ales în octombrie. Își mai aruncă ochii și pe contracte, pe drepturile lor și legile lor, legile pe care trebuie să le cunoască foarte bine pentru a ști cum joacă. În noiembrie sunt mai ales implicați în relația cu copiii sau ca lucrurile, bunurile pe care le-au creat să rămână la ei să nu le fie luate. Că e vorba de partaj, că e vorba pentru cei care au astfel de probleme, că e vorba de bunuri pe care le-au acumulat și vor cumva să-și delimiteze felia lor. Sau de, e vorba de copii. Și luptă pentru aceste drepturi ale lor sau ale copiilor lor și o fac foarte bine.
pot recupera timpul pierdut când n-au fost lângă copiilor sau n-au fost suficient de apropiați și este un noiembrie foarte cald și foarte afectiv. E bine să exprime în mod organic sentimentele lor și să se conecteze cu cei apropiați. De asemenea, noiembrie este poate fi și o lună creativă în plan profesional, idei tot felul de idei și își dau voie să fie foarte creativi, astfel încât să scoată bani din aceste idei pe care le au, care le îmbunătățesc munca sau fac o altă muncă. Și pentru această altă muncă au ocazia cu Venus în Fecioară în octombrie, noiembrie, să găsească un cadru legislativ, administrativ, prielnic pentru noile lor activități. Este o expansiune profesională chiar înainte de Crăciun, cu ocupații noi, activități noi și poate foarte mulți raci încep o nouă activitate. Leu. Pentru noi, începutul toamnei aduce o preocupare pentru bani, dispun de o poziție foarte bună a lui Venus în Fecioară, poate bani puțin, dar veniți din multe ocupații și multe activități care sunt plăcute, sunt agreabile, sunt norocoase. Se descurcă foarte bine financiar în octombrie. Discută și cu multă lume în octombrie. Mai multe aspecte contractuale, juridice, proiecte noi, dar mai mult strategii privind proiectele. Și pot face o treabă foarte bună, inclusiv colaborări cu străinătatea, prin intermediul unei persoane care le poate deschide o ușă. Și iarăși luna octombrie foarte bună pentru a iniția aceste contacte foarte bune pentru ei. Noiembrie este mai așezat, au nevoie să-și încarce bateriile, mai preocupați pentru casă sau pentru siguranța lor. Trebuie să aleagă unde se văd în următoarea perioadă, dacă se văd în locul unde sunt acum sau în alt loc. Preocupați să strângă bani, să strângă energie, deci să consume mai puțin în noiembrie, însă începutul iernii aduce vigoare, vitalitate și chef de bucurie de viață și de distracție. Dar pentru momentul de toamnă, importante sunt planurile, proiectele, contactele, discuțiile și banii pentru lei. Fecioarele au o toamnă interesantă, e vorba foarte mult despre ele, noi acțiuni pe care le pot întreprinde, autoanalize de data aceasta în octombrie mult mai senine pe care le fac, se creditează cu putere, cu talente, cu capacități și e bine că fac asta, au niște tranzite splendide, merită să creadă în ele, poate le ajută și cineva, în sensul că sunt apreciate, sunt lăudate, sunt împise de la spate, li se dau tot felul de ponturi și asta le ajută și profesie, dar și financiar. Octombrie e o lună foarte frumoasă și foarte ofertantă în plan financiar. Vor trece prin situații în care vor spune, mi s-a mai oferit această ocazie și atunci n-am știut să o fructific, acum nu o mai ratez. Este un leitmotiv și poate o să reamintesc asta la final. Mulți vom avea această senzație în octombrie, că am mai trecut prin diverse situații. La fecioare legate de bani, deci dacă au pierdut ocazii financiare, că n-au avut curaj, că n-au profitat la maxim, că n-au ieșit în față, că n-au știut să colaboreze, că au lăsat pe alții să ia startul. De data aceasta au învățat din lecțiile trecute și nu vor mai face lucrurile astea. Deci da, fie că se înscriu la examene, fie că se autoinvită să participe în diverse echipe, se propun pentru funcții, au curajul să iasă în față și să-și spună opinie, să vină cu soluții. Vor putea face pași mari pentru afirmarea lor și de asta depind bani. Această afirmare și reușită poate avea legătură și cu niște examene pe care le promovează sau se prezintă la diverse întâlniri, dezbateri, lansări de carte, cumva situații de prezentare a muncii. Și de acolo contacte și o strălucire de pe urma căreia pot profita financiar. De examene vorbim cam toată toamna, fie că au de acumulat cunoștințe, vor să se prezinte la un nivel foarte înalt sau comunică. Un examen este și dacă scrii o lucrare, dacă îți comunici cumva învățătura pe care au acumulat-o, este un test.
și au șansa să treacă cu bine peste toate aceste etape din octombrie și chiar noiembrie și pușculița lor să se încarce. Odihna vine abia în decembrie pentru fecioare. Balanțele au o toamnă în care au multe lucruri de făcut în octombrie, dar lor le-ar plăcea mai curând să stea. Adică să se zbată mai puțin, dar așa sunt tranzitele, le obligă să se implice. Fac treabă bună, însă e bine să aibă un echilibru între muncă și odihnă, pentru că au totuși nevoie, consumă foarte multă energie în octombrie, cu multe lucruri în care sunt implicate și vor să le rezolve și chiar le rezolvă. Dar și mentalul și sufletul are nevoie totuși de odihnă și de încărcarea bateriilor. Preocupare pentru sănătate în octombrie, holist, așa cum spuneam la începutul întâlnirii noastre, deci e importantă odihna, calitatea somnului, mediul în care lucrează și în care dorm, alimentația, lucrurile acestea care sunt fine, dar care sunt zilnice și de reglajul cărora poate depinde starea de sănătate. Bani. Din 15 octombrie, timp de o lună și jumătate, au oportunități financiare foarte bune, sunt foarte zgârcite, țin de bani, pot cheltui, dar pentru propria lor plăcere și o vor face. Și în același timp sunt foarte strânși negociatori balanțele, nu ratează nicio ocazie de a câștiga și o vor face cu siguranță. Pentru scorpioni, toamna, luna octombrie poate fi un pic, sau începutul lui octombrie poate fi un pic dificil pentru că nu se simt foarte în formă sau foarte multe lucruri de făcut, dar altele decât și-ar dori. Și mai ales lucruri din urmă de reparat. De unele activități pot fugi, acolo unde pot fugi, însă de altele trebuie să se ocupe pentru că au fost lăsate în urmă. Și cumva au sentimentul că sunt în afara ritmului corect. Dar după 15 octombrie își mai revin cumva la treburile la zi și atunci lucrurile merg un pic mai ușor. Banii sosesc abia prin final de noiembrie și decembrie, sunt și cheltuieli foarte mari atunci și nu pot pune frână la lucrurile pe care le-au de făcut. Trebuie să fie totuși atenți pentru că dacă achiziționează diverse obiecte, multe acte de generozitate la acest Crăciun, dar dacă achiziționează obiecte, s-ar putea ca nu poate să fie bine alese. Și e nevoie să-și facă niște calculele un pic mai pozitive, mai practice. Însă până la acel moment, octombrie, a doua jumătate a lui octombrie aduce energie, aduce implicare, acțiuni diverse, foarte sociali sunt scorpionii, le pasă cum îi văd oamenii și știu că multe lucruri pe care le au de rezolvat depinde foarte mult de imaginea lor și este în joc imaginea lor în toate relațiile pe care le au. Trebuie să fie atent să-și dozeze foarte bine farmecul, entuziasmul, magnetismul, insistențele sau felul în care se sprijină pe oameni pentru că au tendința de a fi un pic insistenți și de a fi un pic prea mult pentru multe persoane din jurul lor și ca să evite să fie evitați, e bine să fie foarte corect dozați. Din punctul ăsta de vedere, nu au probleme medicale sau cel puțin din a doua jumătate a lunii octombrie sunt într-o foarte bună formă. Pentru săgetători, toamna este aducătoare de social, mai ales octombrie. Grupuri noi de oameni, noi întâlniri, noi prietenii pe care le pot face, pot străluci în aceste întâlniri prin cunoștințe, prin verb, gesturi, face și mici cuceriri, sunt apreciați, primesc laude, ia ochii și vor să facă asta, e o lună foarte bună pentru întâlniri, dar pentru că e acolo punctul de karma, aș spune că este șansa lor de a corecta o imagine nu foarte bună pe care au lăsat-o poate cu diverse situații și mai dau și explicații, mai oferă și lămuriri, mai împacă pe cineva. Cert este că în octombrie au șansa să aibă acțiuni, activități cu noi grupuri de oameni. Pot pătrunde în aceste straturi sociale prin intermediul cuiva care le deschide ușa și invită în diverse grupuri, de exemplu. Apoi, din a doua jumătate a lunii octombrie, e bine să fie un pic mai atenți la sănătate.
până la final de noiembrie. Sănătatea și munca sunt cele vizate. Munca în sens mai mult financiar, corectitudine în privința legii și banilor și cum obțin bani. Iar în privința sănătății, să-și controleze excesele și trebuie să taie de pe listă lucrurile care, pe de o parte, sunt plăcute, dar pe de altă parte, pentru ei, nu sunt deloc bune. Și recomandarea astrelor este să facă această schimbare de conduită, de igienă alimentară, de îngrijire, de alimentație, de odihnă, pentru că au două planete în zona siguranței corporale, Saturn și Pluto, încă 2 ani și dacă nu fac acele schimbări acum, în acest noiembrie, atunci se pot adăuga, se ratează niște oportunități de corecție și se poate adăuga niște tranzite minore la unele majore pe care le au și plătesc o poliță destul de mare în 6 luni. Așa că acum în noiembrie, uite, le recomand chiar să țină postul Crăciunului, de exemplu, pentru că prin niște aspecte foarte bune de reorganizare, aranjare, detoxifiere, curățare, regenerare și poate că le prinde bine. Deci să analizeze ce pun în parcurie sau care este stilul lor de viață, pentru că stă destul de mult acolo Marte în Scorpion și e una din pozițiile delicate pentru săgetători. Pentru Capricorni, autoritate și putere este în octombrie în special sublinierea astrală, asta și în relațiile cu șefii, dar și în relațiile cu oamenii importanți, de care și ei țin cont, care se și impun în viața lor, poate fi și partenerul de viață și pe niște teme unde trebuie să stabilească niște direcții pe care merg împreună. Au tendința de a pune legea înaintea omului sau regula înaintea omului. Am hotărât așa, așa facem. Da, dar viața este spontană, infinită și uneori noi facem reguli ca să avem cât de cât un cadru de mers, nu neapărat ca să ne ținem de regulă mai mult decât ne ținem de om. Și au tendința aceasta de a fi mai catolici decât papa, de a escalada un angajament pe care și ei îl fac, dar îl și impun celuilalt. Angajamentele se fac, legămintele se fac și ele sunt ținute dacă sunt inspiratoare, dacă ne cresc, dacă ne ajută să evoluăm și dacă ne cultivă viața. Pentru că poți fi și angajamente pe care mai bine nu le ții, pentru că sunt moarte curată. Atunci când le-ai făcut, ai fost fraier. Între timp te-ai deșteptat și mai bine nu le ții. Și Capricornii au aceste judecăți în octombrie. Cum își exercită puterea? Cum se raportează la putere, ce înseamnă o regulă, de ce o facem și care e rostul ei, pentru că au tendința de a fi rigid și lecția acestei luni, octombrie în special, pentru că au punctul de karmă în zona de putere, este de a nu escalada puterea. În raport cu copiii, cu soția, cu soțul, cu părinții, cu șefii, cu autoritățile, de a nu escalada puterea, de a nu escalada o obligație sau un angajament, de a înțelege de ce ne luăm anumite sarcini, uneori ne sunt impuse sau ne sunt smulse promisiunile și lor și alții și ei altora le smul promisiunii, pun să facă anumite lucruri, dar scopul este să vedem cum evoluăm în cadrul acestor angajamente și au de reglat asta, de a-și regla asprime, de a-și regla intransigența. Și asta poate să-i ajute foarte mult în a fi lider mai bun, mai blânzi, mai empatici, de a înțelege într-un context mai larg uman anumite responsabilități pe care le au. Mai ales în relația cu copiii, după 15 octombrie, libertatea, constrângerea unor responsabilități, pe de altă parte, au de negociat lucrul acesta. Și e foarte important. Pe de altă parte și poate își doresc mai multă libertate în cadrul unor sisteme în care lucrează sau instituții, dar despre libertate profesională vor discuta mai mult sau se vor gândi mai mult în vara anului următor când vor avea un tranzit foarte bun. Pentru vărsători, octombrie aduce întâlniri, ieșiri la lampă, comunică foarte mult. Și sunt atenți la acest mesaj, au responsabilitatea
unor mesaje pe care le transmit, scris sau verbal. Pot fi și multe întâlniri foarte frumoase, foarte ofertante, de ținută foarte înaltă. Ședințe, protocoale diverse și e important pentru vărsători, primesc invitații în acest sens, sunt tentat să le accepte, fac și drumuri în acest sens. Ele se anunță în luna octombrie, pot fi făcute mai târziu, dar acum sunt discuțiile fierbinți în octombrie. Și trebuie să fii atenți, pentru că poate altă dată au refuzat și au regretă. Altă dată au acceptat și lucrurile n-au ieșit bine, deci de data asta trebuie să înțeleagă mai bine contextul și să poată să pună niște condiții. Trebuie să fii atenți la lege și la ordine, pentru că discută mult despre legi, reguli, regulamente, etichete, protocoale și despre formalități și își pun și ei problema cum trebuie respectate sau care sunt cele corecte. Gândesc foarte mult în această lună octombrie. Luna noiembrie e o lună de putere și de impunere. Trebuie să fie atenți cu cine și cum, să nu zgândărească prea mult autoritățile sau, dacă o fac, să fie capabil să ducă lupte. Este o lună noiembrie destul de tensionată, nu financiar, ci mai curând la nivel de demnitate și de autoritate. Luptă pentru drepturile lor sau poziția lor, ori crezurile lor. Și asta îi obosește destul de mult, le tulbură destul de mult pacea, tihna și fericirea. Pentru că, pe de altă parte, deși fac lucrurile astea și acțiunile astea în afară, își spun opiniile, argumentează, deschid fire de discuție și polemici, se mai au și de superiori, de fapt, planetele mari indică o nevoie acută de a sta în interiorul lumii lor, de a-și încărca bateriile, de a fi mai discreți și de a face lucrurile mai curând în celula lor decât în afară. Dar așa sunt tranzitele, îi scot în afară, poate niște angajamente pe care le-au luat și pe care trebuie să le respecte, cu destul de mult consum de energie, nu neplăcute, dar este un conflict între acest spațiu în afară de expunere și ideile lor care nasc reacții și de fapt o nevoie de a fi cumva în cuibul lor și de a-și încărca bateriile. Pentru pești, octombrie este o lună în care își fac foarte multe calcule financiare. Înțeleg că depinde anumite persoane din punct de vedere financiar și material și au de analizat gradul acesta de dependență. Nu este pentru prima oară, au mai fost puși în situația de a cântări. Care sunt avantajele unei colaborări până la dependență, de exemplu? Care sunt dezavantajele? Cât de mult depinde de partener sau de o altă persoană pe care se bazează, dacă pot trăi fără această persoană, oricare ar fi ea, dacă sunt implicat sentimental sau nu, nu contează, dacă pot trăi în afara acestei relații, din care își au foarte mult. Asta este o temă, nu înseamnă să renunțe la o colaborare, dar este o temă pe care l-o pune Saturn din primăvara aceasta și până în vara lui 2025. E o muncă grea pe care o au pești de făcut, ei intră ușor în colaborare și în parteneriat, de multe ori sunt dependenți pentru că le și place să susțină, de exemplu, să lase pe altcineva să strălucească, să fie în umbra cuiva sau să se sprijine pe cineva când fac lucruri mari. Dar Saturn spune, da, acesta este stilul tău, așa funcționezi tu și nu este rău că funcționezi așa, dar fii foarte atent la măsura acestor lucruri, astfel încât să nu te slăbești pe tine prin aceste colaborări și dependențe, ci să te împuternicești pe tine și pe celălalt de asemenea. Și au de analizat, mai ales în octombrie, cât depind financiar, material, ca susținere, cât am nevoie de aprobarea cuiva, de lauda cuiva, de aprecierea cuiva, de bunurile materiale oferite de cineva. Au nevoie să înțeleagă lucrurile astea. Apoi pot fructifica un parteneriat, după ce își lămuresc această dependență, pot fructifica un parteneriat pentru că au idei grozave, au destinul în zona banilor, încă un an jumate de acum încolo, pot fi foarte productiv peștii financiar prin idei grozave pe care le au. Dacă colaborează cu cineva, poate este cazul să stimuleze mai mult acea persoană, să-i dea aripi, să-i dea vânt, să o facă mai eficientă și mai productivă și uneori ei sunt foarte buni la asta, să susțină, să sprijine, să antreneze chiar o persoană care poate da o valoare foarte înaltă. Îți mulțumim foarte mult, Camelia. Cred că mai bine să spui ceva la pești?
Da, că trebuie să fiu un pic atenți la drumuri și la acte în noiembrie și chiar început de decembrie, dacă se pregătesc de vacanță sau dacă au acte de făcut, să fiu un pic mai atenți la să nu li se muște ceva din drepturi. Perfect. Da. Iată că am vorbit despre fiecare zodie în parte. Mai avem fix un minuțel. O concluzie. Da. Te rog. Da, ce vreau să vă spun, începutul ăsta de toamnă, octombrie, dar și începutul, parte din noiembrie. Foarte mulți vom avea un sentiment de deja vu, că ni s-a mai întâmplat ceva, că ni s-a mai întâmplat cândva ceva asemănător. Fie în relații, fie profesional, pot fi tot felul de provocări și ne dăm seama că am mai trecut prin astfel de experiențe și poate că atunci n-am dat răspunsul corect. Sunt multe planete peste punctul de karmă în balanță, probabil că cel mai mult în relații vom avea asta, pentru că balanța răspunde de relații. Dar poate să fie vorba și de relația noastră cu o instituție, poziția noastră în instituție sau relația noastră cu guvernanții și puterea în general. Dar o relație. Dacă nu am avut curaj, dacă n-am avut putere, onestitate, dacă am fost lași sau dacă cumva ne-am știrbit indemnitate în relațiile noastre trecute, viața ne mai pune odată în aceeași situație ca de data aceasta să dăm un răspuns mai demn, mai înalt, mai deștept și mai eficient. Și da, să nu ne mire. Sentimentele astea de deja vu vor fi frecvente în octombrie. Îți mulțumim din suflet, Camelia, ești minunată, ai vorbit despre tot ce trebuia să vorbim în seara asta. Te îmbrățișăm și te mai așteptăm cu drag să vorbim mai pe larg și pentru fiecare lună, pentru zodii. Îți mulțumesc și eu și tuturor celor care ne-au urmărit să avem o toamnă frumoasă și cu grădina îmbelșugată și cămara plină. Spor la treabă pe acolo, pe la tine, prin grădină, pe la țară. Te pupăm și te îmbrățișăm. Dragii mei, a fost alături de noi astrolog Camelia Pătrășcanu. O seară fantastică vă doresc. Dacă vreți să reascultați această emisiune, o puteți găsi pe canalul meu de YouTube, Jessie Baneș, sau pe Gold România, inclusiv pe goldtv.ro. Vă pup!